Am revenit în direct alături de invitatul nostru, Daniel Ienei. Mulțumim tare mult. Două subiecte importante astăzi. Ați auzit limbajul viitorului. Cine știe ce o să ne mai prezinte viitorul. Și cred că vom prinde și noi. Poate mulți vor spune, știi că e vorba aia, băi, nu mai prindem noi, nu știu ce. Băi, nu se știe. Ia că am prins, da. Despre starea națiunii, un studiu la care sau pe care tu l-ai făcut. Deja e în final. Sunt și eu curios să aflu despre ce lucruri sau asupra căror lucruri te-ai aplicat. În facultate am avut privilegiul de a fi studentul, elevul, discipolul a doi mari profesori, Irina Holdevici, fondatoarea Școlii de Psihologie Românești și Parapsihologie, și doamna Horghidan, una dintre femeile care a avut curajul să vadă mai departe, fiind implicați cu amândoi profesorii, încă din vremea studenției, în niște proiecte pilot privind cercetarea, cu diferite structuri, de la NASA, institute de criminalistică de peste tot din lume. Și am rămas cu apucătura asta de a face tomografie, radiografie în interiorul structurii psihice umane. Mulți zic ce treabă are educația fizică și sportul, în care eu sunt specializat, cu așa ceva. Păi are foarte multă treabă, pentru că în România noi suntem pionierii unor nișe din psihologie, adică psihologia sportului. Mihai Epuran, al treilea mare profesor al meu, care a deschis o altă viziune asupra sportului. Sportul nu mai era fizic, ci sportul era o consecință a ceea ce se întâmplă în structura psihică umană. Și am rămas cu această apucătură. Reîntors la Piatra, din clipa când am început să predau și să am în față copii, am zis, hai să încerc o chestie de lungă durată. Mi-am creat o baterie de teste care au ca scop formarea de indicatori a ceea ce se numește atitudine, aptitudine, comportament uman, genetica acestui comportament. De ce? Pentru că asta dă, îmi arată mie încotro să vă îndreptați țărișoara asta. Și eu am studiat copii de la 4 la 7, 8 ani, adică neatinși de sistemul educațional statal. Aha. Adică 7 ani de acasă. Ce are din 7 ani de acasă? Ce are el în structura lui interioară și care îl va anima non-stop? Deci mai repet o dată, deci pe ce criterii? Deci studiez atitudinea, aptitudinea, ca sumă a comportamentului, a caracterului, de fapt, corect. Caracter. Studiezi caracterul. Caracterul, da. Oamenilor, dar până a intra în sistemul statal. De ce? Pentru școlar. Că după aia vine educația și educația ca mare, hai să zicem, creație a societății umane, are rolul de a modela acest caracter. Până la 7 ani, statul nu se poate ocupa. Dar educația din grădiniță nu... Dar nu are nicio treabă, pentru că ai din genetică, cu aia te naști, cu apucăturile alea te naști. Aha. Grădinița nu reușește să rezolve foarte multe lucruri în toată lumea, ci reușește doar să conserve starea. Abia când intri în clasa 1, deja statul, sistemul formal începe să te modeleze prin formarea limbajului, prin formarea... Da. Faptul că trebuie să stai într-o bancă, trebuie să te... Da. În pregătitoare, clasa pregătitoare. Da. Și am o baterie de teste. Așa. Care... Foarte interesant. Care studiază, 1, apartenența la, deci, la regulă, cum se situează copilul față de o regulă foarte bine explicată, foarte bine demonstrată, de multe ori repetată. Te rog să dai și exemplu. Nu vreau să dau exemplu, pentru că încă sunt în faza de scris pe hârtie. Nu, de o regulă. O regulă. Să zicem, da, regulă, așezatul la o linie. Să stea la o linie. Așezatul la o linie. De ce? Pentru că eu vreau să prezint lucrarea asta într-un mediu universitar, mai departe într-un alt mediu, ca niște oameni. Ca un studiu? Nu, ca niște oameni să ia niște decizii, pentru că eu deja am imaginea. Dar oamenii care din la conducerea Ministerului Nu mă interesează oamenii din conducere, sau... ci oameni care au un cuvânt de spus în aceste sisteme. Am înțeles. Hai să vedem. La ce concluzie?
Deci cum se situează față de o regulă? Situarea față de o regulă mi-arată că în mai mult de 90% din cazuri, chiar dacă ei știu regula, chiar dacă o repetă non-stop, uneori ani de zile, în prima zi când ea este pusă în aplicare, fără să se mai repete ce are de făcut, nu o mai respectă. Deci el este anarhic, fundamental anarhic. Ce să, deci oamenii în ziua de azi... Dar nu vorbim de oameni. Hai să, să nu picăm în păcatul neștiinței. Să fim în știință. Noi vorbim de copii ăștia. Copiii în momentul când nu mai există autoritatea care să-l oblige, să-l așeze cu mâna acolo, dar eu te întreb cu toate pe tine. Că știe că regula trebuie păstrată de la antrenament la antrenament, el în clipa aia, el îmi arată că a luat decizia să fie deci ia decizia să fie anarhic. Se trage linia și din 10 copii niciunul nu se așează la linie. Fiecare se așează cum vrea el. Unul mai vrei. În față, unul mai în spate, unul pe genunchi, unul cu un genunchi în față, dar nimeni nu se așează corect, conform regulii de comun stabilite. Deci dacă arată, deci dacă studiul arată că la vârsta asta, în colectivele de români, noi vorbim numai despre acest popor, sunt fundamental anarhici. Și nouă generații sunt deja, în studiul meu, 13 generații de copii. Deci este o problemă de structură în caracterul acestei nații. Bun. Este anarhic. Deci omul se naște anarhic, nu? Nu omul. Nu generalizat. Dar cine? A. Vorbim de români. A, de români? Am înțeles. Deci românul se naște anarhic. Starea națiunii. Starea națiunii noastre. Da. Deci vorbim de români. A doua chestie. Asta e o exclusivitate, un studiu pe care o să-l... Poate o să-l... Vreau să și scriu și o carte despre așa ceva. Exact, după să-l pui într-o după carte. După ce îl prezint în mediul universitar. Așa. A doua chestie. O altă baterie de teste arată că suntem într-adevăr, vorba unei, realmente inteligenți. Deci avem o inteligență sclipitoare în rândul copiilor. Studiile altor specialiști arată că suntem cam a doua, a treia națiune de pe planetă ca... inteligență la nivelul ăsta de vârstă. Pe primul loc sunt japonezii, după aceea vin chinezii, românii, rușii, într-o ordine care se schimbă. Apropo de asta, ce am mai citit și eu? Și am citit într-o carte a Sfântului Nectarie. El spune că japonezii își fac educația asta în primii 3 ani. Acolo se spune 3 ani de acasă. La noi, 7 ani de acasă. Nu o să avem timp. O, e următoarea emisiune despre japonezi. Ce putem învăța de la ei ca să nu mai ajungem ce au pătimit ei cam 400 de ani și tot prin educație au reformat statul. Statul, da. Deci ăsta e un lucru bun. Da. Avem o... Dar sunt două probleme deja. Anarhic și inteligent. Și astea se bată în cap? Nu se bată în cap. Sau cum? Degeaba ești deștept? Se potențează una pe alta. Adică inteligentul devine și mai anarhic, iar anarhicul care este convins de inteligența lui, da, le duce la extreme pe amândouă. Adică fundamental el va fi din ce în ce mai anarhic, din ce în ce mai aplicat. Anarhic ce înseamnă? Adică să înțeleagă telespectatorul. Nu vrea împotriva oricărei reguli. Împotriva oricărei de reguli. De comun, deci nu, regula lui este foarte importantă, niște reguli pe care noi le stabilim pentru a coexista, pentru a exista o societate. Din societatea românească. Nu, reguli din societate, care constituie o societate. Da. Le vedem mai târziu când mergem în parcare la supermarket, și vedem cum parchează unii dintre cetățeni. Ce îți povestească? Deci asta se vede mai târziu. O altă baterie de teste care studiază răutatea. Care este fondul răutății? Este asumat? Deci este sau nativ? Uh-huh. Răutatea cum o testezi? Cum ai... Am o baterie de teste. Ai un test, un test care arată chestia asta. Testele mi-arată că în procent de 80% copiii au o răutate... Dar cu inteligența n-ai spus procentul. Toți sunt inteligenți oameni buni. Da? Deci procentul e mare. Așa prostalei cum ne credem, deci, avem o doză deci de inteligență. Deci românul nu e prost, mă. De-aia se adaptează el mereu în lume? Nu, adaptarea ține de altă. Deci nu e de ține o anumită formă de inteligență. Aha. Da, e o inteligență socială, care nu e neapărat și o chestie de IQ. Nu, că românul când pleacă afară, imediat dar toți se integrează, frumos. Noi vorbim frumos despre noi, dar și pakistanezul se integrează, și chinezul, și
Dar vedem că ei se integrează pozitiv, noi ne integrăm din ce în ce mai rău. Da. Rău. Deci cu inteligența stăm foarte bine, asta e un lucru bun. Cu anarhicul... Stăm foarte bine. Stăm foarte bine, deși la anarhie... Răutate. Deci la, de vârste, pentru cei care n-au... Răutate prostească sau răutate ani, asumată. 7 ani. Deci între 3 și 7 ani copiii la... Deci răutate asumată sau răutate nativă. Eu am o vorbă, că testul ăsta arată. Pentru mine nu există om prost sau om deștept, ci există oameni care gândesc și oameni care refuză să gândească. Răutatea este un refuz al gândirii. Deci e un refuz al gândirii. A, deci există și refuz. Da. Și testul arată că mai mult de 90%, deci undeva în majoritate, deci undeva înspre 95-96%, răutatea asta funcționează în toți copiii și este pur și simplu scoasă în față prin caracterul lui anarhic și inteligent. Adică iată ce pot să fac eu. Eu mă gândeam că la vârsta asta nu prea poți vedea răutatea, încă nu apare. Deci răutatea este o componentă a agresivității care face parte din viu. Viu are această agresivitate în nivele diferite. De exemplu, în pădure vezi această răutate a copacilor înalți față de copaci mici. Dar nu e o agresivitate asumată, e o agresivitate ieșită prin evoluția speciei, rasei, tot. E, la români, și chinezul este rău, și japonezul, dar la noi se vede o răutate asumată, inteligentă. La noi, la oameni. Se vede în ochi. Aha. Deci te uiți în ochii omului și te-ar mânca, ți-ar lua... Hai că îți dau exemplu. Bateria e în felul următor de test. În sală sunt trei echipe în care una stă. Cele două echipe în care... Echipe de copii. Da, de copii, da, de copii. Au dedus un obiect într-un colț al sălii. Într-o echipă... Toate astea le faci în timp ce ora curge. Da, adică cum să nu? Ei nici nu-și dau seama că participă la așa ceva. Aha. Într-o echipă sunt eu. Să nu creadă părinții, eu știu. Într-o echipă sunt eu. Da. Da, le spun, fiți atenți, eu sunt în echipa asta, eu coordonez echipa asta. Echipa cealaltă stă, asta mișcă. Noi trebuie să ducem un obiect. În timp ce noi ducem obiectul, ceva, nu contează, da. Așa, în timp ce ducem obiectul către destinația finală, ăștia se învârt haotic, în care nu sunt eu în echipă, pentru că... N-au liderul, le lipsește nu, liderul. Ei, aici măsor, deci e o altă baterie de teste care arată cum se poziționează omul față de o sarcină, care trebuie dusă de la început la capăt, în niște parametri. Ăștia se plimbă prin sală haotic. Exact. Aha. Ca la unul autostradă. Unul face, altul... Exact ca la autostradă. Ca la pod. Deci începem de oriunde și de nicăieri. Și de nicăieri. Eu în timp ce merg clar către rezolvarea sarcinii, ăștia care stau și pe... Și copiii te ascultă. Lăsăm chestiile astea, că nu sunt importante. Ăștia care stau pe și nu au nimic de făcut, văzând că ăștia nu ajung și nu reprezintă un pericol pentru ei, în momentul când eu mă apropii să rezolv problema, încearcă să-mi pună mie piedică. Mie, liderul lor. Aha. Și când încep să discut cu ei și spun, dar care era sarcina voastră? Sarcina noastră era să stăm. Și de ce m-ați încurcat? De ce mi-ați încurcat echipa? Păi să nu duceți la capăt. Și de aici deducem răutatea? Intră, da, este ce? Răutate. Este răutate. Și zic, dar eram eu în echipă. Și face el atunci, n-am știut, dar nu m-ai văzut? Aici e vorba de răutate. În momentul când văd că cineva ajunge spre a rezolva o problemă, spre a... se aruncă orb. Spre a rezolva ceva. Da, se aruncă orb, da. Să nu lase pe ăla să facă. Și în societate, și aici eu mă gândesc în timp ce tu spui asta, eu mă gândesc la oamenii mari. Când cineva rezolvă ceva, când cineva vrea, iese și dă, eu am dat un exemplu, dă cu sapa la bloc, este un vecin și spune, naturale la vârsta asta, dar dacă educația nu vine și estompează lucrurile astea, ne trezim cu maturul care este la fel ca la de 4-7 ani. Deci aici la vârsta asta n-ai ce să ceri, adică... N-ai ce să ceri, dar arată temperatura nației. Aha. Deci arată temperatura nației. După aia sunt teste care arată munca în echipă. Și mi-arată peste 80% din teste arată că suntem împotriva muncii în echipă. De ce? Pentru că toată lumea în România, tot copilul din România vrea așa, să fie pe primul loc el. Nu contează că merită, nu merită. El trebuie să fie pe primul loc. Toți înghesui pe primul loc. După aia,
El trebuie să fie cel mai bun, cel mai frumos, cel mai... El trebuie să fie foarte frumos. Nimeni nu înțelege că există o ordine. Nimeni nu înțelege că într-o ordine toată lumea va face același lucru. Chiar dacă e în capătul unei coloane, va face tot același lucru, atât număr de repetări, ca și ăsta, și primul și ultimul. Ei nu înțeleg, toți vor să fie acolo. E un test care arată nivelul de competitivitate al acestei națiuni la vârsta asta mică. Este cumplit de mare și de înfiorător. Și toți indicatorii ăștia ne poziționează pe un loc care, pentru mine, Ene Daniel, nu mă interesează ce gândesc și la cercetători, este finalul unei națiuni. Noi, dacă nu... Finalul sau începutul? Finalul unei națiuni. Pentru că o națiune este puternică printr-o societate. Societatea... Nu prin individ. Mircea Eliade numește eul o capacitate de a mă raporta la o societate. Eu există pentru că voi existați. Că societatea deci o turmă reușește să facă ca un individ să existe. Deci societatea este mai importantă decât eu. Și atunci am așa. Anarhic? Asta e cultura occidentală. Nu, eu mă zbat să ajung acolo, șef, să ajung în parlamentar. Tu nu înțelegi că așa e povestea noastră? Nu sunt occidentali. Asiaticul nu merge așa. El merge, firma noastră să trăiască. Iarăși gândești greșit. Păi nu, așa e. Nu, japonezii sunt la fel ca noi pe acești indicatori. Numai că el intervine cu educația și estompează lucrurile astea. E o nație care își asumă viitorul. Nu lasă generațiile să intre în maturitate needucate, neșlefuite. Păi eu îți dau cel mai bun exemplu. Există vreun produs în natura asta în stare pură? Aur? Nu. Fier? Oțel? Nu. Nu. Diamant? Ele există. Ele trebuie să prelucrate. Șlefuit. Și șlefuirea nu e o chestie de democrație, ci o chestie de viziune a acelui care prelucrează. Școala românească este pe un fundament fundamental greșit, democratic. Ce viitor va avea copilul? Nu știu. Și îl va dovedi el. El va alege. Nu dată. Eu sunt prelucrătorul de diamant. Nu pot să las diamantul pe masă și zice, bă, până vin de seară să fii tată. Și părinții, toată ziua ba la pian, iarăși, ba la vioară, iarăși, ba la nu, vocea României, nu, dacă s-ar putea. Iar și greșeală nu? De gândire. Părinții, dacă ar fi un sistem educativ corect, n-ar avea voie să facă lucrurile astea, că peste tot în lume. De exemplu, la japonez, copilul n-are voie să aibă mai mult de atâtea pregătiri pe săptămână. Că dacă are, îi se face dosar penal. Deci copilul ăla nu muncește ca un adult de dimineață până seara. Da, deci termină școala și după școală mai face 10 pregătiri în fiecare zi câte o chestie. Uh-huh. Nu, el trebuie să... Deci el vine la consultant, deci se consultă cu dirigintele și dirigintele, doamnă, copilul dumneavoastră ce activități are în timpul liber? Dar pe față, că dacă aflăm când ne mințiți și noi ne aplecăm. Păi luni așa, așa, așa. Ca multe pregătiri. Eu zic să le tăiați. De ce? Pentru că nu îi asigurați un viitor copilului, ci o autodistrugere. Noi suntem o nație anarhică. Vine părintele și zice, lasă o dată de școală. Eu hotărăsc ce face copilul. Dar eu te-am făcut, eu te omor. Nu e vorba asta românească? Și eu hotărăsc pentru tine viitorul. Face aia, e atât de supraaglomerat. Școala nici măcar nu vrea să rezolve problemele de studiu. Pentru bine, că ce vorbesc eu... Bine, asta părintele, eu nu știu dacă e un lucru rău. Mi să nu lase părintele, că eu am impresia că noi acum ne-am distrus ca nație din faptul ăsta că mulți copii au fost lăsați de izbeliște. Părinții au zis, bă, cariera mea, Italia, străinătăți, așa, au rămas copiii acasă cum au rămas... copiii au rămas dezorientați, școala nu i-a îndrumat, părinții nici atât. Când te uiți la un citeam fenomen, în zona Vaslui, ci că suntem a doua generație de oameni care au renunțat la școală. Greșeala mass mediei este că scoate lucrurile din contextul științific și le aduce în contextul de păreri. Deci aia e marea problema noastră. Hai să revenim odată la contextul științific. Avem niște indicatori. Avem niște oameni care se pricep la evaluarea unei indicatori, hai să-i lăsăm pe ei să ia deciziile corecte, nu în funcție de păreri și de impresii. Este
fundamental. Deci noi, ca să putem renaște ca națiune, prima dată și prima dată trebuie să facem o chestie care mie îmi place cum sună. Un an de zile nu mai avem voie să spunem bancuri, decât sâmbătă și duminica. Da, care-i treaba cu bani? De ce? Pentru ca să fim și noi serioși odată. Ah, de serio. Seriositate. Știi cum era? Și angajăm clovn la circ. Vă rog seriozitate. Vă rog seriozitate. Un anunț serios. După aia. Serios. Sâmbătă și duminica să spună bancuri aia care au făcut ceva pentru țara asta, nu cei care dau din gură. Uh-huh. De ce? Pentru că ăla are timp. Ăla care face ceva pentru țară, are timp să te destindă. Ăla, altul, iarăși, un comentator care niciodată nu va face nimic. Dar asta, cum să zic, este o comedie, deci da. o glumă. Într-adevăr, ca să putem progresa să facem ceva, trebuie să ne oprim din mersul ăsta către autodistrugere. Din râs. Din râs și hai să facem ceva. Indicatorii arată că în maxim 20 de ani de zile, 2 minute, maxim 20 de ani, nația asta este pe punctul de a face implozie. Nația română? Nația română. De ce? Pentru că ne de mai ce implozie având... să mai facă când nu o să mai rămână nimeni pe aici? Nu, iarăși. Iarăși o impresie. Cum de să ce? Nu rămână? Dar cum? Dar... Statistica spune că pleacă 200-300, cam atât. Care statistică a presei? Pe an. Nu. Deci statistici... Nu pleacă nimeni. Nu, nu. În țara asta? Se pleacă, dar cum se pleacă și din alte țări. Uh-huh. Mai mult sau mai puțin. Deci hai să nu fim noi cei mai catolici decât păi nu, Papa. Datele au anunțat săptămâna trecută. Am văzut un studiu în care ne plasează pe primul loc din lume. Deci eu nu din lume, din Europa. Că nu, este unde... cea mai mare minciună. Nici din Europa nu suntem primii. Pe primul loc sunt greci. Deci pe primul loc. Deci au 12 milioane de greci plecați după, deci în ultimii 30-40 de ani. 12 milioane de oameni plecați din țara aia. Dar la noi ai impresia că cifra exactă o știe cineva? Mă rog, o știe doar Dumnezeu din cer. Dar sunt români, vezi că sunt români în Noua Zeelandă până în Dar și sunt chinezi și în Noua Zeelandă. Peste tot peste sunt. Tot, da, nu, face parte din ceea ce exista dintotdeauna. Hai să... Eu mi-aș dori... Trebuie să mai introduci o baterie de așa... Dorința de plecare a românului, de a... Pentru mine foarte mulți dintre românii inteligenți care pleacă, nu pleacă din rău, ci pleacă înspre a se realiza. Asta nu e un lucru rău. Asta nu e un lucru rău, fără îndoială, da. Și trebuie să ne folosim de această energie. Cum se folosește comunitatea de greci, comunitatea de italieni, comunitatea italiană, da. Comunitatea evrească. Oamenii aia nu fac caz din chestiile astea. Ne-au plecat 5 milioane. Foarte bine, 5 milioane. Unde au plecat? În New York. Atunci facem un cartier evreiesc. Nu se simte nimic în Grecia din punctul ăsta de vedere. Noi suntem o țară, pentru că avem indicatorii ăștia de tot ce ți-am povestit, suntem o țară plângăcioasă, tată. Ne totuși, plângem. Nu i-ai văzut cum stăteau la mese liderii locali zilele trecute și ce facem? Nu mai avem forță de muncă, nu mai bate nimeni un cui, nu mai taie nimeni un lemn. Asta e... Nu s-a gândit nimeni la lucrul ăsta? Ba s-a gândit, lucrurile spuse. Eu cel puțin cunosc un om la Cluj care de 20 de ani povestește de lucrurile astea în mediul universitar. Lucrurile s-au întâmplat ad literam. Nimeni nu l-a ascultat? L-au ascultat. De ce? Pentru că a fost convenabil. Convenabil. Și o mare evoluție în domeniul social, în societate, să știi că nu o are omul, ci voi mass media. Voi mass media ușor, ușor trebuie să deveniți un culegător de temperatură, nu un formator de temperatură. Deci eu mass media, eu trebuie să arăt temperatura din societate. Foarte interesant. Nu să vin la rece și zic, mamă, mâine va fi fierbinte. Păi stai că e rece astăzi. Nu, mâine va fi fierbinte. Nu, eu trebuie să iau temperatura. Formatorii de opinie trebuie să devină din ce în ce mai responsabili, pentru că oamenii iau de bune ce se povestește la televizor. Mama, tata se uită la televizor și zice, ai văzut ce vreme rea o să fie mâine? Zic, da, e soare astăzi. Nu, dar ai văzut ce vreme rea o să fie mâine? Bă, da, astăzi e soare. Problema este astăzi. Până a doua zi ajung acolo. Tot soare. Cum a fost vremea ieri? Da. Deci, ne mai gândim. Deci, crede-mă, peste una, peste alta, așa, e început sau final, ca să înțelegem? Suntem pe final. Finalul, da? Deci noi dacă nu ne trezim la realitate, profesorul cu care am făcut eu arte marțiale și era un vizionar, un om care studia mitologia românească, europeană, mondială, a avut câteva premoniții.
câteva, hai să zicem, toate s-au întâmplat. Am depășit timpul emisiunii noastre. Sper că am spus lucruri bune. Cel puțin Daniel a spus lucruri bune și interesante de băgat la cap și pentru, eu știu, părinți și pentru copii. Sunt vremuri foarte, cum să spun, tulburi. Nu tulburi, dar și foarte, cum să spun, interesante. Nimeni nu te așteaptă, nimeni nu stă după nimeni. Cine reușește, cine poate. Era și o melodie. Cine încearcă, reușește. Îți mulțumesc tare mult, da? Da, părintele Necula avea o vorbă frumoasă. Dacă toți suntem în anul centenarului și suntem în zi de post, în perioadă de post, poate nu ne mai mâncăm între noi. Da, și asta e bine. Asta e cel mai mare rău în societatea românească. Ce povestim de indicatori? Da. Ne mâncăm între noi ca... Suntem ca fiarele sălbatice, da, așa este. Îți mulțumesc tare mult și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție, toate cele bune, la revedere!